Leagu cu Buceschi. Iată aici o prima acțiune cu o minge care ajunge în dreapta la Drăguț. Și iată exact pericolul despre care vorbeam, contraatacul. Coran ia acolo să speculeze. Stanco însă vine acolo să bată față-față cu Dedu. Denisa Dedu nu reușește aici să blocheze și iacul echipei. Uroș Bregar, antrenorul Sloveniei, îi spunea că el mizează în primul rând pe o victorie în fața Angolei și că dacă cumva... Oh, aici Neagu cu primul gol! Reacția Cristinei Neagu. N-a evoluat însă niciodată pe această arenă până la meciul cu Uruguay. Paraguay, rectific. Aici încă o reușită de pe... rezultatele au fost doar de moment bune pentru Franța, care s-a apropiat la 3-5. Aici încă o aruncare de ridicioare. Ani gros, cate și cele mai multe partide jucate din actualul lot. România a venit cu 17 jucătoare la acest campionat mondial. Una singură a fost lăsată în tribune. Aici Crina Pintea lovește bara, are ghinion să... Crina se desprinde bine aici, putea să marcheze, a avut ghinion. Patru este că, într-o discuție amicală pe care am avut-o cu Horațiu Pașca înainte de începerea partidei, el îmi spunea că și Ambros și el se așteptau ca Slovenia să bată Franța. Am fost pe umărul adversarii împinsă de la spate la jucătoarea din Slovenia. 5-1 pentru Slovenia. Buceschi, Drăguț. Neagu așteaptă în stânga, primește mingea în zona centrală, trage Neagu! Super gol! 90 de kilometri pe oră! Neagu aici... Oh, spațiu cam mare lăsat în zona centrală! Mult prea mare spațiu, exact acum! Neagu este luată om la om. Luceschi pentru Drăguț. Leacă Elisei în circulație. Elisei reușește să marcheze, golul este validat. Trebuie să se folosească acolo de blocul Sintiei Tomescu. Ana Gros de la Stanco, în extrema stângă. Foarte periculoase sunt jucătoarele din Slo. Acest tehnician foarte tânăr, pe care îl vedeți undeva în stânga imaginii jos. Crina Pintea! Foarte bună pasă a Cristinei Neagu și golul Crinei Pintea. Apărăm un pic mai sus pentru că avem jucătoare în plus. N-au scos portarul pentru a avea 6 pe acest atac. Gros, trage, gros! Cristina Zas, Geiger pentru Buceschi. Nu trebuie să ne grăbim. Neagu. Neagu pasă pentru Udriștoiu, care are un... Trage Udriștoiu! Golul Anetei. Super reușită Anetei, a avut un... Fanii români se aud în permanență. Oh, din nou Ana Gros. Ce execuție are această super jucătoare. Ajutorul lui Dedu. Geiger se întoarce foarte inteligent. Încearcă să-i creeze acolo spațiu Anetei. Udriștoiu pentru Neagu. Pasă rapidă, extraordinar. A mers această combinație. Golul lui Elisei. Ana Gros. Oh, ce repede a reușit să descurce acolo Zulici pe lângă. La 7 metri și marchează. Atacul nostru în superioritate numerică. Vine Neagu. Se înalță Neagu. Super gol din nou pentru România, marcat de Cristina Neagu. Stanco e în dreapta. Wow, gol direct de pe picioare. Ana Gros ne mai păcălește odată. Va fi reacția lui Ambros. Eliza pentru Neagu. Neagu are spațiu, marchează Cristina Neagu. Se mișcă. Avem noroc aici un pic. Atacul rămâne al nostru după un fault, cred, asupra Melindei Geiger, care joacă la Brest în Franța. Iată pe Geiger, super aruncarea Melindei Geiger. Are și ea o aruncare ex 93 de kilometri pe oră. Atât a măsurat viteza. Udriștoiu cu pasa pentru Elisei. Elisei, gol! Lovită acolo Valentina Ardean Elisei. De Crina Pintea.
Încă 7 minute și un pic până la pauză. Ana Gros aruncă de pe picioare. Din nou, prea mult spațiu. Dar poate că și Denisa. 3 goluri. Am văzut-o marcând ieri în fața Franței din extremă. Buceschi pentru Neagu. Neagu n-a găsit pașii de aruncare. Vine însă golul lui Udriștoiu. Facerea ligamentelor încrucișate la genunchiul drept. Din nou pas acolo în extrema stângă, tot la Ines Amon. Mingea este a noastră, Aneta Udriștoiu se uită, pasă pentru Crina Pintea, care ajunge surprinzător de repede și împinge mingea în poartă. Extraordinar, România mai are o a doua șansă pe acest atac. Neagu a trecut în centru, acum Cristina Zanfir Florianu este în inter stânga. Schimbare de poziție, Udriștoiu, vine Neagu. Neagu își caută o poziție, trage Neagu! Wow! 94 de kilometri pe oră, o veste. Pangici, 13 egal. Vine însă din nou Ana Gros. Am uitat de... Slovenia din nou încearcă să joace repede. E mingea noastră după pașilor. Pleacă Udriștoiu după pasa Cristinei Neagu. Neagu! Gol! Exact cu 4-5 secunde înainte de final. Repunere rapidă în Maramafsus, greul acestei partide până acum. Pinte a marcat și ea de două ori. Handbalistă pe care am văzut-o și la mondialul precedent. Ia-o pe Crina Pintea, primind acolo, și România trece pentru prima dată la conducere încă din sus la Ana Gros, nu neapărat doar cu Elisei. Dar Alice este și dură și în același timp și iute. Oh, aici o aruncare de pe picioare, foarte frumoasă a lui Zul. Eliza, pătrunde Eliza, scoate 7 metri. Exact despre aceste depășiri. Iată ce frumos a schimbat direcția. Este împinsă acolo într-adevăr. Campionatul românesc, Neagu la 7 metri. Marchează Cristina. Neagu. Două jucătoare tinere la acest mondial. În poartă, Iulia Dumansca are chiar 21, de doare 23. Dumansca joacă la Craiova. Aici Eliza, depășire a Elizei. Încă o dată Eliza marchează. Aveam nevoie și de aportul Elizei Buceschi de acolo din linia de 9 metri. Lucrurile încep să meargă bine pentru noi. Sunt două goluri în plus. Acolo este însă Corin. Vă spuneam că această jucătoare foarte înaltă, altfel, poate să evolueze atât pe extrema cu zâmbetul larg, Eliza Buceschi. Două goluri și o aruncare de la 7 metri. Aici însă este o angajare de pivot pe care am văzut-o destul de des în repriza a doua de plan. Geiger. Neagu, pasă pentru Crina Pintea. Pasa fusese foarte bună, însă Crina n-a reușit să o recepționeze așa cum trebuie. Eliza se întoarce cam lent și aici este din nou punctul forte al Sloveniei, unul dintre punctele forte. Jocul pe contraatac, 5 goluri în prima parte. Neagu. Oh, pasă greșită dată aici de Cristina Neagu pentru Melinda Geiger. Din nou Stanco cu pasa foarte bună. Ce bine își găsesc aceste contraatacuri de pe teren. Mă gândesc că cineva ar fi trebuit să vină cu ea mai strâns. Din nou Slovenia în atac. Pasa Elizei Buceschi foarte bună pentru Crina Pintea. Super combinație între două jucătoare care au evoluat la tutează. Acum anunță schema mai departe. Geiger, Eliza. Spațiu creat acolo de Crina Pintea. Neagu cred că intenționa să treacă de pe centru. O face acum. Le adorme vigilența cu acea oprire și apoi Cristina explodează din nou cu o aruncare de 90 de km pe oră. Apără Dedu! Și a intrat în mână și Denisa. A fost o primă repriză nemaipomenit. Încă o dată această pasă sărită până în extrema stângă, din zona centrală. Unghiul era destul de bun în seat primul ei meci în fața Ungariei. Aruncare de la 7 metri, fructificată de Ana Gros pentru Slovenia. Împins acolo Buceschi, musculată de Alia Vrăcec. Neagu, se înalță Neagu! Wow! Direct la vinclu! Nu o poate opri nimeni. La 20 dintre aceste goluri, 9
Le aparțin Cristinei Neagu. Aici din nou Coren. De altfel, că din extrema stângă și ajunge acolo în zona centrală și se duce apoi pe semicerc. Trage Bucenski! Ce repriză a doua, foarte bună, și să sperăm că va continua să fie așa pentru Elit. Parcă nu ne așteptam să fie atât de greu, atât de repede la acest campionat mondial pentru noi. Să sperăm însă că se va termina cu bine. Din nou, extremele slovenii puse la lucru. A fost reușită. Se întoarce Neagu, pasă pentru Crina Pintea. Geniul Cristinei Neagu. Nu este nicio exagerare. Neagu, Bucenski și Geiger, așa cum a arătat aproape în permanență de la începutul partidei. La un moment dat a apărut și Drăguț. Neagu! Gol! Unde vrea ea să duce priză? Un singur gol pentru Melinda Geiger până acum în această partidă. Zulici pentru Stancu, trage de pe zona centrală. De altfel mă uitam în prima repriză, România a luat din zona centrală destul. Eliza Bucenski indică schema cu pumnul strâns. Apărare om la om, făcută de Slovenia la Cristina Neagu. Au pus acolo pe Vrăcec. Aruncă Eliza! Super gol și super repriză în continuare pentru Eliza Bucenski. Ea același lucru cere și de la coechipiere, am văzut-o și la antrenament, foarte energică. Aici un gol pe care primim din nou cam ușor și tot din zona centrală. La 25-25 era exact ce aveam nevoie. Neagu, Geiger, așteaptă Udriștoiu, e gol, super idee a Anetei Udriștoiu, care trage pe colțul se, cea mai tânără jucătoare, mezina lotului României, de doar 18 ani, fata marului handbalist Dumitru Berbece. Din nou cu pasă pe pivot, acolo unde Geiger, Bucenski și Cristina Neagu au jucat cele mai multe minute pe atac. Neagul a jucat aproape pe toate și în apărare. Pasa ei pentru Elisei. Super gol! Cristina a dat echipei care tocmai intrase în posesie. Acum însă cred că jucătoarea slovenă chiar a încasat o lovitură destul de dură. O văd cu gheață pusă la ceafă acolo. Abia se mișcă. Trece însă Eliza, care se mișcă super iute și mai marchează odată. Eliza și Cristina au făcut un meci grozav până acum. Partida nu este însă câștigată și încă un avertisment vine din extrema stângă. Atacul. O minge moale pusă acolo pentru Crina Pintea, care însă n-a sesizat intenția Elizei și pe contra-atac apără însă Dedu. Ce moment cheie poate să fie acesta? Denisa Dedu are o intervenție fantastică. Iată cât a însemnat pentru Cristina Neagu la 7 metri. Hai Cristina, e gol! 29-27. Time-out luat și de Ambros. Ce bine ia aceste time-out-uri, ce înseamnă să ai un antrenor de în asemenea calibru și în prima repriză, știu când să-l ia acestei zile. Nu uitați, urmează emisiune de analiză Gianina Iacob, iar invitați pe Cristina Vărzaru și pe Bogdan Voina. Atacul nostru cu Geiger aici pentru Udriștoiu. Gol! România câștigă! 30-27, chiar dacă mai sunt pat fantastic, excelent. Să nu uităm, Neagu cu 11 goluri, Crina Pintea și ea cu 5, Ardean Elisei a avut 4, Bucenski a făcut o repriză fantastică, nu-i nimic. Tragem acolo, prin Eliza Bucenski, mingea linge la Crina Pintea, gol! 31-28, ce victorie frumoasă după o primă repriză în